În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși, Dumnezeu trimite câte un semnal prin oameni. Și iată că acum vreo 10 zile primesc un mesaj care mă provoca la a da un răspuns. Datorită faptului că am foarte multe mesaje și încă n-am putut să dau răspuns, îmi permit să dau un răspuns acum, pentru că întrebarea suna atât de frumos și de provocator, cum am spus, încât trebuie să vă răspund pe marginea pericopei de astăzi. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Luca, că într-una din zile Mântuitorul se apropia de ținutul Ghergesenilor dincolo de mare. Mergând spre cetate, a venit spre el un om demonizat, care, așa cum spune Sfântul Evanghelist, de multă vreme nu mai stătea îmbrăcat și în casă nu mai locuia, ci prin gropi de morminte. Acesta, apropiindu-se, a început să strige de departe: ce ai cu mine, fiule al lui David? Pentru ce ai venit să mă chinuiești? Pentru că, spune Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul striga către diavol să iasă afară. Și, apropiindu-se, Iisus a întrebat: care îți este numele? Și cel demonizat a răspuns: legiune. Și spune Sfântul Evanghelist: pentru că mulți diavoli intraseră în trânsul. Și dialogul continuă în felul următor. Diavolul a cerut Mântuitorului ca, dacă îl scoate afară, să nu-l arunce în adânc. Și văzând o turmă mare de porci care păștea, a spus: poruncește să intrăm în turma aceea de porci. Și imediat cum a ieșit diavolul, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a înnecat. Și păzitorii porcilor s-au dus în ținut și au spus tuturor cele ce s-au întâmplat. Și ieșind din cetate, toți au cerut Mântuitorului să meargă de acolo, căci erau înspăimântați foarte. Dar după Mântuitorul venea cel vindecat, care era acum îmbrăcat și întreg la minte. Și a cerut: învățătorule, voiesc să merg după tine. Și Mântuitorul, întorcându-se, i-a spus: mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși, iată că parcă ar fi vorba mai degrabă de o parabolă decât de un fapt de viață. Atât de cutremurătoare este această istorioară reală, încât noi credem de multe ori că nu se adresează celor care erau atunci, ci nouă. Dar să vă spun despre ce întrebare era vorba și la cărui răspuns mă voi strădui de acum înainte, s-ar putea ca toată viața. Pentru că întrebarea era următoarea: părinte, unde se termină voința noastră și începe voia lui Dumnezeu? Ei, iată, iubiți credincioși, niciun prilej mai bun decât acesta nu exista de a răspunde la această întrebare: până unde mergem noi cu voința noastră? Întrebarea își are răspuns în această pericopă, în acest fapt de viață, atunci când aflăm că după ce omul este vindecat, după ce omul este curățat, este îmbrăcat din nou, vrea să meargă după Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul se întoarce și spune: mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Vă să zic că trebuie să ne răbuim asupra unui lucru. Până unde mergem după Dumnezeu? Bineînțeles că răspunsul este foarte simplu. Tot timpul trebuie să mergem după Dumnezeu. Dar în ce direcție? Pentru că după Dumnezeu se poate merge în orice direcție.
Și când zicem noi că mergem înapoi, adică începem să ne pară rău pentru ceea ce facem, tot după Dumnezeu mergem, pentru că ajungem prin pocăință tot la Dumnezeu. Mergând înapoi, ajungem tot la Dumnezeu. Dacă vrem să ne schimbăm viața, tot de Dumnezeu dăm. Pentru că dacă ne gândim să mergem la stânga sau la dreapta, considerăm noi că este mai bine la stânga sau la dreapta, la stânga sau la dreapta, tot de Dumnezeu dăm. Dacă vrem să mergem înainte pentru ceea ce am făcut până acum și considerăm că am făcut bine și trebuie să mergem înainte, tot de Dumnezeu dăm, pentru că aceasta este direcția. Dar contează foarte mult în ce direcție mergem către Dumnezeu. Omul acela, care doar cel cunoscuse pe Mântuitorul și doar ce se cunoscuse pe sine, pentru că fusese, așa cum se denumea diavolul, legiune, adică legiune, erau 6.000 de soldați romani care formau o legiune. Înseamnă că erau vreo 6.000 de duhuri și vă veți întreba unde încăpeau. Așa, da, zecile de mii de gânduri ale noastre care se bat de multe ori cap în cap. Unde în cap? Nu tot în noi. Legiunea aceea, să știți că este purtată de fiecare dintre noi. Dar erau legiuni de cotropitori și legiuni de armate de apărare, de defensivă. Și noi trebuie să știm că legiunea noastră de gânduri de multe ori ne apără, dar de alte ori ne aruncă și în foc. De multe ori ne dezbracă de tot ceea ce avem mai bun, exact ca pe demonizatul din Ținutul Ghergesenilor. Așa suntem și noi. Acum să nu ne speriem, Doamne ferește. Nu, așa este cu noi. Decât că nu ne-a descris nimeni mai frumos decât o face Sfântul Evanghelist Luca atunci când îl descrie pe cel îndrăcit. Zice, de multe ori îl țin în lanțuri și el rupe lanțurile. Păi câte norme avem noi de îndeplinit, social vorbind sau familial, sau câte datorii avem noi de împlinit, inclusiv față de fisc sau față de bănci. Acestea nu sunt lanțuri și noi încercăm să le rupem. Și vine, așa zisul, brațul legii și ne așează la loc. Și iată că și noi suntem cu gândurile departe, vrem să scăpăm de lanțuri și ne pun după aia în obezi. Și din aceste obezi vrem să scăpăm. Păi nu suntem noi cei din Ținutul Ghergesenilor. Fraților, dacă ne uităm în oglindă, clar ne vedem pe noi și vedem pe Mântuitorul și de câte ori trebuie să ne recunoaștem că și noi l-am întrebat. Ce ne-ai cu noi, Doamne, de ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Adică atunci când vine câte un necaz, parcă vin toate în lanț. Știți că necazul nu vine niciodată singur. Și începe de dimineață. De dimineață când găsești parcarea plină de hârtii și trebuie să aduni ca să nu dea cu ochiul familia de ce se întâmplă pe acolo, să se mai tulbure și ei, deja ți se pare că ziua asta e una cu încercări. Și nu pleci bine după loc, îți dai seama că nu prea mai ai benzină cât să ajungi unde trebuie și după ce că ești în criză de timp, trebuie să dai și pe la PECO. Când ajungi acolo, bineînțeles că e coadă, ceea ce n-am mai văzut de multe ori. Bineînțeles că nu au categoria de combustibil care îți trebuie ție și tot așa și începi. Și la un moment dat te întrebă la jumatea zilei, dar ce ai cu mine, Doamne? E, ca să înțelegeți ce se întâmplă cu această întrebare. Pentru că de multe ori m-am tulburat și eu zic, cum adică să întrebă Dumnezeu? Da, noi îl întrebăm mereu pe Dumnezeu. Ce ai cu mine, Doamne? Adică ce rău ți-am făcut eu, dar ce să mă pedepsești? Dar să revenim la ale noastre. Până unde merge voința noastră și dorința noastră de a ne apropia de Dumnezeu și de unde începe voia lui Dumnezeu? Spuneam că în orice loc ne-am îndrepta, dăm tot de Dumnezeu. Dar contează foarte mult din ce direcție. E bine, direcția, să știți că este definitorie pentru om. Dacă cineva, după primul necaz, o cotește pe românește și zice, e, pasta trebuie să o am eu puțin mai deoparte, deja dovedește că este un caracter slab. Sau este caracterul celui care a primit sămânța, la un moment dat, pe românește, era pe val,
a mers pe direcția respectivă și a zis, gata, a ajuns la Dumnezeu. Și dacă n-a ajuns după primul val, a zis, e cam departe. Ia să o iau pe partea altă, că poate ajung mai bine. Vă mărturisesc că și eu, când eram mic și trebuia să facem diverse munci agricole, pentru că nu pot să nu vă spun că aceasta era sărbătoarea Sfântul Dimitrie și Sfântul Dimitrie Pasarabov, sărbătoarea care încheia practica agricolă și de la 1 noiembrie începeam școala, practic, primul trimestru, cât mai era din el și trebuia să recuperăm tot. Și când vedeam pe câte un coleg că și încarcă găleata mai repede, îl ispiteam fel de cugetări cu el și ziceam să facem schimb de rânduri. Eu credeam că, de fapt, rândul acela e mai bogat. Poate că așa era până când vedeam eu. Ei, cum treceam pe rândul ăla, nu mai era niciun ciorchine cu care să-mi împlu găleata. Și de atunci am învățat că trebuie să-mi păstrez banda mea. Dom'le, dacă pe asta merg, trebuie să merg înainte. Pentru că direcția în care vreau să mă apropii de Dumnezeu, fiind direcția înainte, pentru că nu mi-am ales direcția la stânga sau la dreapta. Sunt categorii de oameni care își aleg la stânga sau la dreapta și merg tot așa, adică se învârt încet, încet, stânga și se întorc din loc. Asta e nicio problemă. Probabil că ei înaintează în profunzime, nu în adâncimea înaintării. Și spuneam că dacă eu mi-am ales acest drum, v-am mai dat odată un sfat și îl mențin, pentru că și acum am fost plecat câteva zile și mi-am menținut acest sfat și pentru mine. Atunci când vă aflați cu mașina pe o bandă, să păstrați banda. Păstrați banda pentru că dacă vă ispitește cumva să credeți că cea din dreapta sau cea din stânga merge mai repede, vă amăgiți. Am făcut de multe încercări și de asta vă spun, ca să știți. Pentru că este o părere. Întotdeauna găina vecinului e curcă. Nu, trebuie să ne păstrăm banda noastră. Pe aici am luat-o, înseamnă că direcția noastră spre Dumnezeu e înainte. Dacă vrem să o facem la stânga, facem cea mare greșeală, pentru că după ce trecem noi pe banda cealaltă, bineînțeles că ni se va părea că banda părăsită de noi este cea care merge mai tare, mai repede. E posibil ca până la urmă, într-un macro-echilibru, toate benzile să ajungă în același timp la destinație. Dar ispita aceasta de a încerca să mergi pe cea care se deplasează mai repede, este una care nu te părăsește niciodată dacă ai intrat în joc. De aceea mai bine stăm în banca noastră, mergem pe direcția noastră și mergem înainte. Dar până când? Până când auzim, acum să nu credeți că trebuie să auzim voci, că suntem pacienți de psihiatrie după aia. Până când simțim că Dumnezeu zice, stai așa, întoarce-te și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică după ce acumulăm? Acumulăm și să știți că a acumula nu înseamnă neapărat să dormi neliniștit că ai prea mult. Nu, acumulare înseamnă experiență, înseamnă necazuri din partea șefilor, tot experiență înseamnă, tot acumulări înseamnă. Vă să zic că după ce acumulăm și acumulăm, zicem, gata, eu acum mă duc spre Dumnezeu cu toate motoarele pornite. Și atunci parcă auzi așa în urechile Duhului că ți se spune, stai liniștit, du-te acasă și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică după ce te-ai eliberat de toate piedicile acestea, după ce ți-ai pus în gând să ții banda ta, că direcția ta către Dumnezeu este înainte și așa mai departe, să nu fii un exaltat care să începi jihadul, adică să începi războiul sfânt, pentru că ispita este foarte mare. În momentul în care vezi pe ceilalți că nu calcă după tine, începi să-i tragi de mânecă. Vi s-a întâmplat vreodată să vă duceți în biserică și să uitați, sau din neștiință, sau, mă rog, cu gândurile în altă parte, să treceți întâi pe la icoana Maicii Domnului și după aceea la Mântuitorul. Păi numai să încercați să faceți lucrul acesta. Că imediat două, trei mâini sunt în spatele dumneavoastră și v-au și corecționat direcția. Nu cumva să o las pe acolo. Ei, nu vreau să ajungem așa. E adevărat că este un itinerar în biserică, dar trebuie să știm că nu noi suntem datori cei care să facem neapărat ordinea aceasta. Pentru că ordinea aceasta înseamnă că anulează voia lui Dumnezeu și pune voia noastră în față. Și aici vreau să mă apropii de răspunsul pe care vreau să-l dau așa cât de cât întrebării, până unde merge voia noastră și de unde începe voia lui Dumnezeu. Exact în momentul în care încep să fii fixist. V-am mai spus și altă dată că problema mea cea mai mare pe care mi-o puneam pe 22 decembrie 1989, care s-a întâmplat într-o sâmbătă,
Era următoarea. Ce vom face noi peste 5 ani când această zi va cădea vinerea? Cum să pomenim noi martirii neamului? Păi imaginați că, în primul rând, aveam atâția ani să mă gândesc, dar eu începusem din secunda aia. Ce o să facem că nu se fac parastase vinerea? Și am mers cu întrebarea asta până când Părintele Arsenie m-a văzut cam tulburat și m-a întrebat ce e. Și i-am spus. Acum vă imaginați la câte întrebări auzise Părintele în viața lui. A auzit-o și pe asta pe a mea, a dat puțin să râdă, dar și-a dat seama că eram foarte, foarte prins în această problemă. Și a zis, frate, s-ar putea să încep să fii fixist. Și am băgat-o la cap. Nu mi-a trecut, bineînțeles, așa de repede. M-am mai întâlnit cu cineva care mi-a zis că sunt fixist atunci când am spus, eu nu fac parastase duminica. Dumnezeu să-L odihnească, Părintele Petru David, profesorul meu de îndrumări misionare, a zis, măi Marius, nu cumva ai început să fii fixist. Zic, da, dar să știți că eu așa după carte, bă, după carte, după carte, dar nu omorâ pe om cu cartea, îi dai în cap unui om cu o carte și îl omor cu cartea. Nu e așa. Zice, trebuie să mai iei în considerare și alte aspecte, când poate omul să facă și așa mai departe, și mi-a dat așa o direcție către Dumnezeu. Eu o luasem tot către Dumnezeu, dar rara. Și aici vreau să ajung. Unde se termină dorința noastră de a ajunge neapărat la Dumnezeu? Eventual să-L tragem de barbă sau de urechi, că de ce a venit la noi să ne chinuiască? Și iată că în copciere, adică momentul acesta, între unde se sfârșește voința noastră și unde începe voința lui Dumnezeu și invers, trebuie să fie acolo unde auzim, mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică în momentul în care ajungem la un punct de la care putem să luăm foc oricând, adică ne-am ambalat, am acceptat provocările celor din jur și am lăsat pe ceilalți să ne asmută, în acel moment, dacă mergem mai departe, o să găsim războiul sfânt și nu e bine. Trebuie să ne redobândim o altă calitate. Mai de ună zi începuse un război împotriva orilor de religie. Și acum știți că studenții noștri predau religie. Ca să zic așa, specialitatea mea este să învăț pe alții să învețe religie. Bine, partea muzicală a religiei. Și am studente foarte bune care învață așa, foarte interesant. Fac dintr-o lecție de religie, într-adevăr, ceva deosebit. Dar trebuie să vă mărturisesc că nu toate sunt așa. Mai sunt și exagerări, mai sunt și baticoasele, adică cele îmbrobodite de zici că fac religie musulmană, nu cumva să li se vadă ochii, gura nici atât. Bineînțeles că la televizor nu o să apară cea care face din ora de religie o desfătare, ci apare baticoasa, care cere să înveți psalmul 50 într-o oră. Apare baticoasa care zice să nu vă spălați pe mâini, că nu știu ce, cu săpun de nu știu care e făcut de nu știu ce. Bineînțeles că pe ăstea ni le prezintă intoxicabil toată mass media. Și atunci, în războiul acesta, războiul nu e atât de interesant cât sunt comentariile. La articolul că se va scoate religia din școli, au început comentariile. Și am citit la comentarii de... Până când am dat de unul. Vedeți, trebuie să citești până când ai de ceva. Exact cum am zis. Voința trebuie să meargă până într-un loc. Când zice, nebune, hai, du-te acasă și zi cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Adică să povestești despre drumul tău. Că dacă o mai iei înainte, nu e bine. Și am ajuns la un comentariu care m-a oprit. Bine, m-a oprit așa într-o desfătare, cum te oprești într-o poieniță, într-o pădure foarte, foarte întunecasă, dai de lumină. Și era un comentariu interesant, semnat de unul ateu. Păi acesta, deja din start, ar fi trebuit în mod normal să mă scoate din sărite. Dar nu, parcă am simțit o bucurie. Ia să văd ce zice și asta. Și scria un lucru extraordinar, pe care n-am să-l uit toată viața. Doamne ajută să scăpăm de religia din școli. Ei, și atunci mi-am dat seama unde e problema, frate. Nu era problema că era omul ateu, că era clar că nu era ateu. Nu era problema că vrea să scape de religie din școală. El vrea să-L protejeze pe Dumnezeu.
Să nu mai fie Dumnezeu pe buzele baticoasei care să spună copiilor să învețe cu tare sau cu tare sau ce să face sau ce face. Zice, știți de ce l-a călcat mașina pe nu știu care? Că nu știu ce păcat a făcut. Hai, ce să-ți povestesc? Dumnezeu parcă e cu carnetul de note în spate. Zice, ăsta mai trece de două ori și dacă nu, îl calc cu tractorul pe bătături. Nu e adevărat. E, asta este. Și atunci mi-am dat seama că ăla care se credea și se așeza în formulă ateul, ăla era cel mai mare credincios. El ar fi vrut să spună, domnule, această oră de religie, decât să fie predată în halul în care e predată de unii, mai bine să nu mai fie deloc. Pentru că a început frumos. Doamne ajută! Doamne ajută! Dacă încep cu Doamne ajută, să știți că orice lucru cât de nătâng ai vrea să-l faci, se îndreaptă. Și uite cum porniți așa. Formularea destul de împotriva a ceea ce credeam eu că o să se întâmple, această formulare mi-a dat de înțeles că lumea, de fapt, vrea să-L protejeze pe Dumnezeu. Să nu credeți acum că lui Dumnezeu îi facem de servicii numai prin păcate. Nu! Dumnezeu îi face de servicii și prin războiul sfânt, cum v-am spus. Atunci când un om este agresat în 5-6 biserici de 20 de măicuțe cu broboade pe cap care îl trag din spate, nu cumva să se închine Maicii Domnului înainte de Mântuitorul, pe omul ăla săracu așa agresat o să-și ia câmpii și o să zică, Doamne ajută să scăpăm de bisericile astea, că sunt prea multe. Dar vedeți în ce sens o gândesc oamenii și mai ales poporul român cum o gândesc, ca să-L protejeze pe Dumnezeul din fiecare. Fiecare dintre noi ar vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, inclusiv acel care s-a semnat ateul, acela vrea să se întâlnească cu Dumnezeu. Dar îl vroia pe Dumnezeu într-o anumită stare pură, nu într-un aer îmbâxit de tot felul de inchizitorii propoziții și prezentării lui Dumnezeu ca în patul lui Procus. Dacă e la clasa 5-a, îi vorbește Dumnezeu numai de aici și până aici. Dacă trece la clasa 6, începe și băgăși ceva istorie, că începe să se privească. Stai puțin, mă! Dar Dumnezeu trebuie să fie elastic, așa, și să-L așezăm noi în format exact cât trebuie. E adevărat că Părintele Asenie îmi zicea, Tată, să nu te miri de Dumnezeu când te uiți la El și e mare, să te miri de Dumnezeu și să te minunezi atunci când se face mic și vine la tine. Iată că, iubiți credincioși, în această luptă a mea cu mine însumi, de a da un răspuns, vă promit că voi mai continua să răspund la această întrebare. Până unde mergem cu voința noastră și de unde trebuie să începem să lăsăm pe Dumnezeu? Până în momentul în care astăzi aflăm ce i-a spus Mântuitorul demonizatului din Ghergeseni. Mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție bunul Dumnezeu. Așa trebuie să mergem și noi spre casele noastre. Dar nu neapărat de aici și până acasă, că luăm autobuzul să mergem pe jos, ci să mergem în casa sufletului de unde am pornit noi într-o anumită experiență și să admirăm această experiență și să spunem celorlalți de unde am plecat și unde am ajuns și că ne-am întors ca să le spunem și lor, dacă vor să meargă și în direcția aceea, că Dumnezeu este oriunde. Dar eu știu o direcție în care îl găsim mai repede sau mai târziu, dar important este că îl găsim pe Dumnezeu exact în momentul în care trebuie să ne întâlnim cu El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această cale să fie una pe măsura pornirilor noastre, pentru că dacă este prea aproape și energia noastră este mai multă, e posibil să-L depășim și să nu fie nici prea departe ca să obosim până acolo. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca atunci când îl auzim, mergi și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, să știm că întoarcerea noastră este tot către Bunul Dumnezeu. Așa să ne ajute.